Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un plus pentru educație. Astăzi ne aflăm în Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazu din Alba Iulia, instituție de învățământ care a obținut de două ori titlul de școală europeană. Cum au reușit membrii acestui colegiu o asemenea performanță, vom afla din materialul următor prin interviurile realizate alături de colonelul Marcel Domșa, comandantul liceului, Farcaș Paraschiva, coordonatoarea de proiect și doi elevi din clasa a 12-a, Chișu Simona și Cristea Bogdan. Ca și manager al acestei instituții, Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazu, cum vi s-a părut dumneavoastră implicarea în aceste proiecte europene alături de alte cadre militare, dar și de elevii dumneavoastră? Dacă ar fi să pornesc discuția privind implicarea, aș porni-o în primul rând de la elevi. Toți participanții la acest proiect au fost supuși unor teste. Deci selecția s-a făcut... Baza de selecție a constituit aproximativ 100 de elevi la care s-a plecat în acest proiect, ulterior fiind selecționați 30 de elevi ce urmau să participe și să fie implicați în activitățile pregătitoare privind acest proiect de cooperare internațională. A fost o efervescență, o emulație în rândul lor, cum se întâmplă de obicei. Orice acțiune pe care noi o lansăm, ei răspund mereu prezent și ne este foarte greu să facem clasamentele finale, pentru că în colegiul nostru sunt foarte mulți elevi vorbitori de limba engleză și unii vorbesc chiar foarte bine. Și în acest sens, sigur că selecția a fost cu atât mai dificilă, dar am stabilit niște criterii foarte clare și, în final, sigur că alături de cei dezamăgiți, care au fost mulți, mare parte, cei 30 au fost selecționați. Pe lângă participarea aceasta a elevilor, sigur că a fost o participare intensă și a cadrelor didactice și a cadrelor militare. Cadrele didactice, responsabili de proiect și cei care au fost parteneri în organizarea acestui proiect, profesorii, unii dintre ei au fost participanți la toate acțiunile din cele 7 țări și cadrele militare, sigur, care și-au adus un aport important în ceea ce privește organizarea activităților pe timpul desfășurării acestora la noi în colegiu, în oraș și în județ. Cu această ocazie, sigur că nu pot să nu semnalez și să mulțumesc Primăriei Alba Iulia și Consiliul Județean pentru faptul că ne-au ajutat extrem de mult, alături de alți parteneri, muzeul, grupul Corint, la desfășurarea cu succes a acestor activități. Știu că ați fost singurul colegiu militar implicat în astfel de proiecte europene și care a devenit și cu titlul, a primit titlul de școală europeană. Cum mi s-au părut partenerilor dumneavoastră implicarea în proiect alături de o instituție care are un regulament și o rigurozitate extraordinară în ceea ce privește disciplina? Da, noi am primit titlul de școală europeană în 2006, când România nu era membră a Uniunii Europene. Toate plecările până la 1 ianuarie 2007, când România a devenit membru al Uniunii Europene, au fost dificile. Ne aducem aminte cu toți cât de dificil se trecea granița, era nevoie de pașaport și așa mai departe, lucrurile acestea. Cu atât mai greu a fost desfășurarea proiectelor până în 2006. Dar la momentul respectiv, sigur că a fost obținerea titlului școală europeană a fost un succes nemai întâlnit în Ministerul Apărării Naționale. Lucru devenit cunoscut de către toți factorii responsabili din Ministerul Apărării Naționale, pentru că nici cei ce conduceau destinele nu știau ce înseamnă la vremea respectivă acest titlu obținut școală europeană. Am fost primul colegiu militar din țară ce a obținut acest titlu. Sigur, în primul rând, datorită implicării în aceste proiecte. Ulterior și celelalte două colegi și-au propus să devină școli europene, făcând apel la inițiativele noastre și la lecțiile învățate deja derulate de către noi în aceste proiecte. Și am ajutat cu multe sfaturi, pentru că, la urmă urmei, toate cele trei colegii militare sunt... le considerăm colegii surori și în acest sens i-am ajutat. În 2006 impactul a fost, așa cum spuneam, deosebit pentru toată lumea, pentru că și la nivelul județului Alba s-a obținut pentru prima dată titlul de școală europeană,
Pentru mulți nu a însemnat ceva deosebit, dar dacă ar fi să facem o analiză a criteriilor ce stau la baza obținerii acestui titlu, ne dăm seama cât de complicat este să obții acest titlu. Și iată că s-a dovedit complicat și în acest an, când noi am dobândit pentru a doua oară acest titlu și nicio școală din județul Alba nu a reușit să-l obțină. Deși, spun, sunt multe școli implicate în proiectele de cooperare internațională, dar poate ulterior o să dezvoltăm și modalitatea de obținere a acestui titlu de școală europeană. Vreau să vă întreb care au fost aturile dumneavoastră în obținerea acestui titlu, din punctul nostru de vedere. Da. Eu cred că cel mai important atu a fost prezența într-un număr foarte mare al elevilor la aceste proiecte și la deplasările pe care noi le-am avut pe parcursul anilor în țările participante la proiect. În Italia, în Grecia, în Bulgaria, în Slovenia, în Cehia, în Polonia. Deci acest număr mare care s-a reflectat în final într-un punctaj care ne-a conferit obținerea acestui titlu. Deci cel mai important criteriu acesta îl consider. Dar poate că la fel de important a fost și organizarea ireproșabilă a activităților pe timpul cât acestea s-au desfășurat la noi în colegiu, în municipiul Alba Iulia și în județul Alba. Puneați... Ce au constat activitățile? Scuze că vă da. Au fost activități de întâlnire efectiv între loturile participante și de un schimb de opinii, de păreri vis-a-vis de aceste probleme ce țin de prezentarea locurilor pe care fiecare își desfășoară activitatea, după care s-au discutat lucruri legate de limbă, probleme legate de comunicare, probleme legate de obiceiuri, de tradițiile locurilor respective. Și în final a fost un târg cu produse tradiționale din fiecare țară. Noi le-am organizat în Alba Mall, unde, așa cum spuneam, fiecare participant la proiect și-a prezentat ceea ce este tradițional cu zona de unde provine. Și aceste lucruri, sigur, cred că au concurat la obținerea acestui titlu. Ceea ce m-ați întrebat înainte cu asupra impactului pe care l-a avut participarea noastră ca și instituție de învățământ militar, preuniversitar la acest proiect, sigur că surprinderea lor a fost totală. Este foarte greu, într-adevăr, pentru o școală dintr-o instituție civilă de învățământ să organizeze activitățile așa cum le organizăm noi. Și aici mă refer la primire, la deschiderea oficială a activității, la organizarea asigurire proșabilă a acțiunilor în timp și spațiu pe parcursul unei săptămâni, impactul uniformei care n-a fost sigur, adică a avut cel mai mare impact uniforma și prezența întregului colegiu la acțiunea de primire a acestora, când au rămas surprinși și au văzut 400 de tineri îmbrăcați în uniformă care reacționează la un singur cuvânt. Acesta a fost cel mai mare. Și aprecierile după vizita în România au continuat pe parcursul derulării programului. Eu am fost participant la acțiunea din Grecia și toți membrii acestui parteneriat, toți partenerii acestui proiect, și aminteau despre momentele când ei erau în cadrul instituției, probleme legate de uniformă, de întâlniri și așa mai departe. Lucruri foarte interesante, discuții interesante între tineri. Care a fost evoluția proiectelor dumneavoastră începând din 2003 și până acum, în 2012, având în vedere că sunteți acum pentru a doua oară cu titlul de școală europeană? Mă refer aici atât la activități, atât la implicarea profesorilor. S-au schimbat pe parcurs și au dorit și altceva, au dorit să îmbunătățească oarecum. Îmi spuneați la un moment dat că v-ați transformat în ambasadori a tot ceea ce înseamnă Românie. Știu că în colegiul dumneavoastră nu le găsim doar albaiulieni, ci elevi din aproximativ toate zonele țării. Da, e un cuvânt pe care l-ați găsit și răspunde într-adevăr tuturor cerințelor acestea de ambasador. Suntem ambasadori pentru simplul fapt că avem elevi din 28 de județe din țară. Dacă ar fi să prezentăm grafica țării și prezența elevilor noștri din zonele țării,
o să vedeți că peste 60% din suprafața teritoriului național este ocupată cu zonele de proveniență ale elevilor noștri. Am fost ambasadori, în primul rând, ai municipiului Alba Iulia și ai județului Alba. După care, sigur, prin varietatea zonelor de unde provin elevii noștri, am punctat și acest lucru. Dar cel mai important a fost prezentarea a orașului Alba, municipiului Alba Iulia și a județului Alba. S-a încercat într-o modalitate, sigur, să se realizeze prezentarea cât mai bună a zonei respective, pentru că știm foarte bine ce se întâmplă la ora actuală cu municipiul Alba Iulia. Referitor la proiectele de care vorbeați din 2003 încoace, au fost câteva proiecte mari. Eurobanca Borsa, Landscape, Comeniusul este acum, Leonardo da Vinci mai este încă un proiect în care încercăm acum să intrăm și organizatorii și responsabili de proiecte s-au schimbat pentru fiecare proiect în parte. Unii dintre ei au plecat, unii au rămas, dar au venit cei tineri cu suflu nou. Și acest lucru s-a văzut în ultimii ani de zile, o să o cunoaște și pe responsabilia de proiect, o doamnă profesoară foarte inimoasă, care își dedică o mare parte din timpul liber căutării noilor parteneri, căutării și includerii noastre în noi proiecte. Din păcate, nu întotdeauna alegerea participanților la aceste proiecte depinde doar de cei implicați, respectiv de către noi și de către țările membre. Există în Ministerul Educației un for care se ocupă cu aceste lucruri și nu întotdeauna și-au arătat disponibilitatea privind participarea la aceste proiecte. Motivele le cunoaștem, lipsa banilor, deși banii provin din fonduri europene, să înțeleagă foarte bine că nu se cheltuie niciun leu din fondurile României în participarea la aceste proiecte. Noi primim o sumă de bani și ne împărțim acea sumă pe parcursul întregului proiect și toți banii sunt suportați de către Uniunea Europeană. Constituie acest titlu de școală europeană un avantaj, să spunem, sau un atu în promovarea dumneavoastră ca și instituție școlară, nu numai la nivelul județului Alba, după cum spuneam, ci la nivelul întregii țări? Da, avantaje materiale, așa cum spuneau într-unul din articolele din ziar, cu regret o spun, am rămas dezamăgit despre conținutul acelui articol, nu sunt avantaje materiale, dar în munca aceasta de zi cu zi a dascărilor noștri, a cadrurilor din colegiu, ce este mai importantă? O recunoaștere materială sau o recunoaștere morală a activităților ce le desfășurăm? Acest titlu nu se contabilizează în bani și nu se contabilizează în avantaje materiale. Se contabilizează în imaginea instituției și în faptul că, pe lângă activitățile strict legate de învățământ, învățământul de zi cu zi, desfășurăm și activitățile acestea de promovare a zonei și, în ultimul rând, de participare a elevilor noștri în zone și medii care ar fi greu de accesat pentru ei în alte condiții, dacă nu ar fi elevele acestui colegiu. Din punctul meu de vedere, aș spune că le aduceți elevilor un avantaj prin ceea ce înseamnă diversitate, nu numai implicarea în activități militărești, dacă pot să le numesc așa, ci și în cele de cultură și promovarea tot ceea ce ține de localitate, de națiune, de entitatea noastră. Păi, haideți să ne gândim, de fapt, ce se întâmplă în acest proiect. Se promovează imaginea, se promovează tradițiile. Ori, nu poți să le promovezi dacă nu le cunoști, dacă nu le stăpânești. Stăpânind aceste tradiții, devii un mai bun cunoscător al istoriei poporului tău, al locurilor unde trăim. După care, tot acest dialog se poartă în limba engleză. Acest lucru presupune cunoașterea limbii engleze la un nivel elevat, pentru că nu poți să porți o discuție pur tehnică în termeni în care să nu te faci înțeles. Și acest lucru sigur că presupune sigur o pregătire prealabilă și o pregătire constantă. Și alte lucruri care țin de ceea ce înseamnă educație. Eu am mai spus-o de multe ori, folosim foarte des termenul educație, dar cred că etimologia are multe semne de întrebare pentru mulți dintre noi. Mulțumim și la cât mai multe titluri de școală europeană. Mulțumesc. Sperăm să ne oprim aici.
Doamna Farcaș, dumneavoastră ca și coordonator din partea Colegiului Militar Mihai Viteazu, știu că ați avut o inimă strânsă, ați fost evaluată în acest proiect pe toată perioada anilor 2009 până în 2012. Care a fost acest proiect și câți elevi și câți profesori au fost implicați în acest proiect în România? Este vorba despre un proiect Comenius, parteneriat multilateral. Titlul a fost Let's Promote and Share the Beauty of Our Regions. Este un proiect care a avut drept scop promovarea turistică a orașului Alba Iulia și a județului Alba. A fost implicată 7 țări europene, România alături de Polonia, țara coordonatoare, Cehia, Slovenia, Grecia, Italia, Bulgaria. Toate aceste țări, în toate aceste țări s-au desfășurat reuniuni de proiect. În total au fost 7 întâlniri. Din liceul nostru au participat 32 de elevi și 8 cadre didactice, reușind să realizăm în total 66 de mobilități, deși prin grantul primit eram obligați să avem 24 de mobilități, deci aproape de 3 ori cât ar fi fost limita minimă. Acest lucru, de fapt, a făcut posibilă deplasarea cât mai multor elevi și automat și schimbul de experiență a fost unul mult mai larg. La întâlnirea din Alba Iulia, de exemplu, au fost 72 de cadre didactice și elevi prezenți, alături de elevii de la noi din colegiu. Cam la toate reuniunile, media a fost de 70-75 de persoane. Fiecare reuniune fiind centrată pe o temă anume, pentru că scopul nostru a fost să ne facem cunoscute regiunile și să oferim posibilități de cazare, transport și posibilități de, să zicem, petrecerea timpului liber, să ne prezentăm cât mai bine, să ne vindem cât mai bine regiunea din acest punct de vedere, din punct de vedere turistic. După cum bine ne spune și titlul acestui proiect, ați încercat promovarea regiunii, a orașului Alba Iulia. Am auzit o adevărată adunare de forțe, dacă pot să mă exprim așa. Ce s-a întâmplat în momentul în care au sosit toți partenerii dumneavoastră aici, în Alba Iulia? În ce fel de activități ați implicat? Să începem cu aceste activități din România, să spunem. Întâlnirea în Alba Iulia a avut loc în 19 aprilie, 24 aprilie 2010. A fost una dintre cele mai dense întâlniri din punct de vedere al activității. Programul am încercat să-l facem cât mai atractiv, dar de asemenea să arătăm cât mai mult, pentru că reuniunea a durat între 5 și 7 zile. Cea din România a fost o reuniune de 7 zile. Și am încercat în aceste 7 zile să le arătăm cât mai multe, mai ales că foarte mulți erau reticenți în a veni inițial în România și nu aveau o părere neapărat foarte bună. Desigur că au fost activități de prezentare a colegiului, activități de prezentare a orașului, vizite la muzeu, traseul celor 3 fortificații. Pentru a atrage cât mai mult să descopere orașul, am organizat un joc, elevii de fapt sunt cei care au conceput acest joc de comori, căutarea unei comori, în ghilimele. De fapt, trebuiau să caute monumente. Le-am dat o listă cu monumente. Trebuiau să le o caute. O replică, probabil, exact, la concursul, da, care a fost în timpul verii. Da, dar ați fost înainte, avangardiști. Și trebuia să se fotografieze la monumentul respectiv. Avea o hartă cu obiectivele pe care trebuia să le descoperă și la întoarcere să verifica dacă au reușit să repareze toate monumentele, iar la sfârșit au fost chemați să facă pentru fiecare monument câte un afiș de promovare, cum ar promova ei respectivul monument sau, eu știu, obiectiv turistic pe care l-au identificat pe hartă. Le-a plăcut foarte mult și chiar în Polonia, în următoarea an, reuniune, au organizat și ceva asemănător. De asemenea, am pus accentul foarte mult pe prezentarea zonei, nu doar a orașului, pentru că zona turistică este una foarte ofertantă. Am încercat să le arătăm atât frumusețele naturale și în acest scop am avut o excursie la Mănăstirea Râmeți și Cheile Râmețiului. Am fost foarte încântați. Împreună cu Alba Mont am înaintat puțin pe
spre Chiei. De asemenea, a fost o excursie la Sibiu, la Muzeul Satului, pentru că acolo avem multe dintre exponate, multe din exponate vin din zona Pusenilor, din zona folclorică a județului Alba. A fost de asemenea o acțiune, o vizită la Roșia Montană și în scopul de a vedea care sunt efectele exploatării industriale asupra mediului și modul în care turismul ar putea să rezolve aceste probleme. Desigur că n-au lipsit nici activitățile sportive, respectiv activități de socializare, pentru că fiind din 7 țări, grupuri diferite, însă vorbesc aceeași limbă, limba de comunicare a fost engleză, dar e vorba că vorbesc aceeași limbă pentru că toți sunt tineri, au interese comune și nu le-a fost greu să comunice. La lecția de limba română am învățat chiar să cânte, am cântat Măi române, românaș, a fost chiar foarte simpatici. Lecția a fost concepută tot de către ele și prezentată de ei, cât mai atractiv, inclusiv un curs valutar, da, cu imagini, cu bancnotele românești, lucruri practice pe care ei, de fapt, având înainte, noi eram a doua reuniune, deja și-au dat seama că e nevoie de anumite lucruri practice, pentru că nu poți să înveți într-o zi foarte mult, dar e bine să înveți lucruri foarte simple, care să poată să te ajute să te descurci. Am învățat și să danseze, dansuri românești. A fost o reuniune foarte frumoasă, care a rămas în amintirea tuturor participanților. Și cam la fel s-a desfășurat și celelalte. Și un lucru foarte important de asemenea a fost târgul de turism. În Alba Iulia, a desfășurat în Alba Mall. În toate reuniunile de proiect au avut loc aceste târguri turistice și, de fapt, era momentul în care cei din proiect, de fapt, diseminau, cred, informația către comunitatea locală. Era legătura cu comunitatea locală pentru că în toate au avut loc fie diverse evenimente. În Cehia era un târg al floralilor, peste 1500 de participanți, deci, să zicem, foarte mulți care puteau să vadă, să deguste, pentru că am avut inclusiv produse tradiționale și chiar glumeam că dacă am fi avut cu noi o camionetă de brânză tărămea sau de burduf, am fi vândut-o pe loc, erau foarte încântați, produsele românești au prins foarte bine, de asemenea am distribuit pliante, CDVD-uri în limba engleză cu obiectivele turistice din județul Alba. Credem noi că am făcut foarte mult din acest punct de vedere, pentru că am făcut o prezentare, am reușit să prezentăm de la om la om, în plus cei care au fost în România, la rândul lor, cunoscând ce se întâmplă aici, au putut să facă o imagine bună. Le-ați schimbat percepția? Mi-ați spus la început că au fost puțin reticenți, având în vedere că au intrat într-un proiect în care era vorba și de români. Da. În momentul în care au sosit aici, au plecat cu o imagine schimbată. Da, chiar foarte schimbată. Și în toate reuniunile, de fapt, de câte ori discutam cu colegele, coordonatoare din celelalte țări, spuneau, tu ai un noroc foarte mare, ai elevi foarte buni, nu trebuie să-ți faci probleme. Da, o părere foarte bună și despre sistemul de învățământ, dar și despre oraș. Au fost surprinși să găsească atât de multe lucruri de văzut într-un oraș mic. Și a fost o surprindere totală. Poate a fost mai bine așa, că se așteptau la puțin. Și-au găsit, mai și-au găsit foarte mult, decât să se fie așteptat la foarte mult și să nu fi ridicat la așteptări. Au fost impresionați mai ales de peisaj, de frumusețea naturii. Ați amintit la un moment dat și de tradiții. Ați adus aici doar tradițiile județului nostru. Știu că în liceu sunt foarte mulți elevi care provin din alte zone ale țării. În întâlnirea de la Alba Iulia, nu doar cele din județ. În întâlnirea de la Alba Iulia am încercat să facem o prezentare mai diversificată a tradițiilor, dar atunci când am fost în deplasare, întotdeauna ne-am dus cu elemente specifice, pentru că asta vroiam să promovăm. Folclorul a fost inclus aici? Da, pentru că în atelier din Cehia am avut dansuri populare. Asta vroiam să știu, pentru că liceul are târgului, și singurii care am și prezentat, de fapt, noi pregătisem pentru spectacol, la fel am avut în Bulgaria dans popular. Deci am încercat la toate, peste tot unde am fost, întotdeauna am avut costume populare cu noi, întotdeauna
Am avut obiecte din lemn, de lut, reprezentative, încercând, de fapt, să promovăm ceea ce am văzut și că este foarte apreciat, de fapt. Pentru că erau produsele foarte finite ale proiectului atrași. S-au regăsit și în astfel de... Da, pentru că sunt foarte multe. Acum este o pagină web, o pagină de internet unde sunt postate atât dicționarul în cele 7 limbi ale proiectului, galeria foto, cartea de bucate, pentru că una dintre reuniuni, cea din Cehia, a fost dedicată în totalitate mâncării și produselor tradiționale. Chiar am gătit acolo, a fost un concurs în care am gătit produse tradiționale și a fost foarte apreciată și gogoșile și pămăliga și tocănița de pui și am avut mare succes cu ele. Fiecare dintre țările participante au pregătit o carte de bucate și câteva cuvinte despre tradiția gastronomică a fiecare țări. Toate au fost reunite apoi într-o carte de bucate. Pentru una din Polonia, de exemplu, am realizat un ghid turistic cu principalele atracții turistice, distanțele de la Alba Iulia, să zicem, la Albac sau de la Alba Iulia la Cluj, care sunt posibilitățile de a ajunge, cât mai practic pentru a fi utilizabil. De asemenea, am fost responsabil de DVD-ul proiectului, de fapt n-a fost un DVD, au fost 14 DVD-uri, sunt 14 DVD-uri cu activitățile din proiect, desfășurate în cele 7 reuniuni, documentație foarte vastă. De asemenea, este un logo al proiectului pe care noi l-am făcut, cu care am câștigat concursul de logo. Sunt prezentările tuturor școlilor participante și echipelor de proiect. Sunt, de asemenea, scenariile didactice, respectiv lecțiile de limbă străină, care pot fi utilizate, pentru că fiecare partener a gândit o lecție de limbă maternă pentru ceilalți participanți. Care a fost, din punctul dumneavoastră de vedere, avantajul, atuul de a primi acest titlu de școală europeană? Probabil faptul că faceți parte dintr-un colegiu militar, să spunem. Și asta, dar cred că atuul cel mai mare a fost, fapt, calitatea proiectului și activităților de cooperare desfășurate. Colegiul nu este la primul proiect, nu este la primul titlu de școală europeană. În perioada 2003-2006 au fost alte 3 proiecte. Atunci proiectele europene erau încă la început. Am primit primul titlu de școală europeană în 2006. În 2009 am accesat din nou, am reușit finanțarea pentru un nou proiect și cred că calitatea acestui proiect a fost cea care a înclinat balanța în favoarea noastră. Pentru că, cred, îmi place să spun că este un proiect cât trei, și ca număr de mobilități, și ca activități. De altfel, calitatea proiectului a fost remarcată și de Agenția Națională. În 2011 am fost la un seminar de valorizare în care au fost prezentate cele mai bune 10 proiecte desfășurate, aflate în desfășurare la Sinaia. Am avut, de asemenea, printre puținele proiecte care am avut articol de prezentare în revista oficială Agenției Naționale pentru Proiecte de Formare Profesională și toate acestea, pot să spun că ne-au dat siguranța că proiectul merge bine, merge pe calea care trebuie și că este un proiect de calitate. Și acest lucru s-a văzut și prin faptul că a fost evaluat pozitiv la sfârșit, pentru că toate aceste proiecte sunt evaluate la sfârșitul desfășurării lor. Și, în primul rând, a fost impactul pe care proiectul l-a avut în școală asupra colegilor, dar mai ales asupra elevilor. Cred că ei sunt cei mai câștigați. În moment ce, dintre cele 66 de mobilități, 52 au fost făcute de elevi. N-a fost nicăieri cu mai puțin de 5 elevi, între 5 și 13. Dacă ar fi să vă ocupați, să spunem, de anul viitor școlar, de un alt proiect... Am depus deja 2. Care sunt obiectivele acestor alte proiecte, probabil la fel de bine organizate și cu rezultate la fel de bune? Așteptăm acum finanțarea, aprobarea pentru 2 proiecte depuse. Unul dintre ele merge pe aceeași tradiție, pe cultură, pe diversitatea culturală și modul în care putem să valorificăm tradiția. Un proiect în care sunt implicate 9 țări, sperăm să se aprobe, și un proiect bilateral cu o școală din Turcia, axat pe probleme actuale ale tinerilor, respectiv pe viața sănătoasă, pe regimul de viață sănătos,
care va avea ca și produs final un ghid de viață sănătoasă. Vor fi de asemenea început un studiu de piață, un studiu asupra vieții tinerilor și modul în care putem să îmbunătățim. Implicarea lor, de fapt, în rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Vă mulțumesc pentru interviul acordat și la cât mai multe activități. Sperăm să fie cât mai multe. Ca și elevii ai Colegiului Militar, cum vi s-a părut vouă implicarea în astfel de proiecte, activități extrașcolare și nu doar ce ține de disciplină și strictețe, rigurozitate educațională? Uite, haideți să încep cu tine. Cred că participarea și în alte activități decât activitățile zilnice de învățământ ne dă ocazia să fim altfel, să învățăm ce înseamnă diversitatea și mai ales participarea în acest proiect european, a însemnat pentru noi o ocazie să vedem ce înseamnă, care e modul de gândire a altor tineri și să cunoaștem diversitatea culturală, să ieșim un pic din rutina zilnică sau, dacă pot să spun așa. În ce fel de activități în cadrul acestui proiect te-ai implicat tu, să spunem? Aveam în fiecare joi o întâlnire cu toți membrii grupului și atunci aveam fiecare posibilitatea să ne implicăm în diverse activități. Fiecare își alegea, să spun așa, modul în care dorea să se implice. Și când am făcut cartea de bucate sau pregăteam rețete de bucătărie, fiecare alegea unde credea el că este mai pregătit. M-am implicat și în activitățile culturale și când a trebuit să realizăm jurnalul de călătorie, au fost diverse activități. Mobilitățile te-au încântat? Deplasările în aceste țări europene, cum ți s-au părut? Cum ți s-au părut colegii, să spunem, din aceste țări și instituțiile de învățământ ca atare? Am avut foarte multe de învățat din aceste mobilități. Pentru mine a fost prima dată când am ieșit din țară și chiar a fost foarte frumos, am avut ocazia să vedem altceva. De asemenea, sistemul de învățământ e un pic diferit decât la noi. Am avut și de învățat de la ei, bineînțeles. A fost frumos. Chiar a fost frumos. În ce țări ai fost? Am fost în Italia și în Grecia, dar pe parcurs am oprit în Veneția, în Viena. Da, am vizitat mai multe țări. Cum ți s-au părut colegii tăi, să spunem, prin prisma implicărilor în astfel de proiecte și cum ai încercat să le transmiți cât mai multe din ceea ce înseamnă cultură, tradiție românească? Fiecare era foarte încântat și deschis să descopere cultura și civilizația celorlalți. Am încercat prin toate metodele posibile să-i atragem spre România și au fost foarte încântați, chiar dacă la început erau puțin reticenți, așa când venea vorba de România, dar au fost foarte receptivi și chiar mulți ziceau că o să se întoarcă în România și păstrăm legătura, foarte deschiși când vine vorba de România. Asta și vreau să te întreb la momentul acesta. Ai ținut legătura cu vreun coleg, cu vreun partener de proiect? Ați încercat, să spunem, să vă vizitați probabil și în afara acestor activități care v-au adus, care v-au apropiat? Menținem legătura încă și chiar am fost surprinsă acum câteva săptămâni. Un coleg din Bulgaria chiar a încercat să intre într-o discuție și făceam schimb de poze din timpul proiectului. Chiar se păstrează legăturile și ceea ce e foarte bine. Aș vrea să mă întreb și către tine, să te întreb cum ți s-a părut și ție implicarea în astfel de proiecte și care au fost activitățile spre care te-ai îndreptat tu în aceste proiecte. Eu, în mod special, m-am axat mai mult pe partea de spectacol. Am încercat să organizez mai mult dansuri, show-uri. Cu asta mă ocup mai mult și în liceu. Să presupun că faci parte din ansamblul liceului. Da, fac dansuri de mult timp și pe asta am încercat să pun accentul, pe dansuri populare și dansuri sportive, în mod special. Ce pot să zic? Proiectul Comenius pentru mine a fost o experiență unică, a fost tocmai ceva care ne-a scos din tipare, cum a zis și colega mea, și, nu știu, ar fi ideal ca și colegii cei mai mici să reușească să participe și ei la astfel de proiecte, pentru că îți dau oportunitatea să relaționezi în engleză,
Asta este un lucru foarte important, că chiar dacă nu pot să zic acum am fost extraordinar în a ne exprima, nici ceilalți colegi nu erau vorbitori de limba engleză, să zic așa. Pe parcurs v-ați perfecționat. Exact, presupun. Asta. Când am reușit să ne înțelegem și tocmai că păstrăm încă legătura, am și eu un prieten acum în Cehia, chiar vrem vara asta să mergem să ne întâlnim. Și ce pot zic, prin tot ceea ce am reușit să facem împreună cu ceilalți colegi, recunosc că a fost o experiență de neuitat și chiar... Ai fost atras de mobilități, ai fost atras de această parte plăcută, pot da, spune eu, a proiectelor, a faptului că poți călători în alte țări. A faptul că am vizitat... țările. Eu am fost în Bulgaria și în Grecia. Am reușit să învăț anumite lucruri practice, de exemplu să mă pot descurca a doua oră când o să mă duc pe acolo, sigur o să reușesc să știu, să ies în oraș, să mă descurc, să plătesc cu bani, cu... și te ajută mult lucrurile acestea. Din ce zona țării ești tu? Din Sfântul Gheorghe, Covasna. Din Sfântul Gheorghe, Covasna. Da. Cum ți s-a părut tocmai deplasarea în Alba Iulia și după care implicarea în proiecte care ți-au deschis, să spunem, anumite orizonturi și către alte culturi? Încă de la început, de când am vrut să intru în acest liceu, să urmez cursul acestui liceu, am știut că o să fie ceva mai special și pot să zic că chiar dacă am fost optimist de la început că o să fac ceva inedit și așa, nu m-am gândit niciodată că o să ajung să vizitez Grecia și Bulgaria, de exemplu, și chiar pot să zic că nu mă așteptam să ajung. Ai adus în proiectul acesta și o părticică din zona ta natală, tradiții, să spunem, obiceiuri, chiar dansuri populare? Asta e, zona mea natală e chiar județul Alba, că sunt din Câmpeni, m-am născut în Câmpeni, doar locuiesc în Sfântul Gheorghe și nu a fost chiar atât de greu să arăt, cum să zic, tradiția din județul Alba și acum obiceiurile. Înțeleg de ce ai ajuns aici și de ce te-ai implicat atât de mult. Ești așa o multitudine de culturi și ți-a fost ușor să accepți pe parcurs și ceea ce a venit mai departe. În momentul în care sunt sigură că veți ajunge la facultăți de prestigiu, vă veți implica în continuare în astfel de proiecte, să spunem Erasmus, dacă sunteți la nivel universitar. Ce spuneți? Deja eu m-am interesat și chiar o să vreau să particip. E o ocazie unică și te învață multe, foarte multe. Încă din liceu și de ce nu în facultate, mai ales atunci. Când îți deschide orizontul, îți deschide viziunea asupra lumii, asupra vieții, asupra modului de învățământ, te ajută foarte mult. Sincer să fiu, din moment ce ai participat deja la un proiect, deja nu te mai poți opri să nu te implici în altele și clar, cu siguranță o să încercăm să ne implicăm și în alte proiecte. Multă baftă în continuare și pentru că sunteți în an terminal, un bac cu note cât mai mari. Mulțumim! Mulțumim! Pe finalul emisiunii reamintim faptul că certificatul de școală europeană se acordă de Ministerul Educației școlilor care s-au remarcat în domeniul cooperării internaționale și au derulat în ultimii 3 ani proiecte în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale. Al doilea certificat de școală europeană vine astfel să reconfirme calitatea actului didactic și în special a activităților extrașcolare desfășurate în cadrul Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazul din Alba Iulia.